bună! Sunt Ioana de la UŞ365, iar astăzi îți voi prezenta cum se reglează arcul elicoidal din balamaua ușilor antifoc. Ușile antifoc sunt prevăzute cu un arc elicoidal pe balamaua din mijloc. Acesta joacă rol de amortizor și închide ușa dacă este armat suficient. Arcul elicoidal funcționează doar pentru ușile cu o lățime maximă de 900 de mm. Pentru dimensiunile mai mari, recomandăm instalarea unui amortizor cu braț. Armarea arcului se face cu ajutorul unui imbus de 6 mm și a știfturilor de prindere pe care le găsim în pachetul de accesorii cu care se livrează ușa. În funcție de deschiderea ușii, reglajul arcului elicoidal se poate afla în partea de sus al balamalei sau în partea de jos. Armarea arcului se face prin strângere cu ajutorul imbusului de la dreapta la stânga sau de la ușă către toc. Rolul știfturilor este de a menține arcul în poziție tensionată cât timp facem încă o cursă de strângere. În funcție de viteza de închidere dorită, putem strânge arcul de mai multe ori. După ce am reglat nivelul de tensionare al arcului, fixăm această poziție prin strângerea șuruburilor negre de pe balama. Acestea vor pătrunde în interiorul balamalei și se vor fixa în orificiile arcului elicoidal, menținând în permanență poziția tensionată. Eu am fost Ioana de la UŞ365 și sper că am fost de ajutor astăzi. Până data viitoare, numai bine!